Leucemia provine de mădăvă osasă și are o evoluție extrem de rapidă. Atunci când unele dintre aceste celule imature sunt supuse unor daune genetice grave, ele încep să se mulțească într-un mod necontrolat. Boala poate fi diagnosticată din fericire la o simplă analiză de sânge, însă primele semne pot fi ușor confundate cu alte afecțiuni. Care sunt adevăratele simptome ale leucemiei, ne va spune Rodica Golban, medic-oncolog hematolog pentru copii. De asemenea, alături de noi, în platou doctorii, este și doamna Natalia Vâlcu-Bajurean, o mamă greu încercată de destin, care și-a pierdut copilul din cauza leucemiei. Durerea însă nu a răpus-o, ci a făcut-o și mai puternică. A determinat-o să înființeze Asociația Obștească Viața Fără Leucemie, a cărei președinte este. Bine ați venit în platou doctorii. Doamna doctor, după cum am zis, o să ne vorbiți despre acele simptome caracteristice leucemiei. Care sunt ele? Deci cel mai frecvent întâlnim la copii, în primul rând, oboseala. Da? Copilul poate deveni mai frecvent somnolent. Putem observa la unii copii osalgie, adică durerile de oase. Da? De asemenea, pot apărea dureri musculare. Nu rare ori putem observa dureri abdominale, vome matinale, cefalee. Copilul, de obicei, observăm că la un efort fizic mic obosește rapid și atunci noi trebuie să ne punem anumite întrebări și să ne adresăm, desigur, la doctor. Transpirații nocturne, nu transpirațiile obișnuite, care este ceva normal pentru un copil până la vârsta de 5-6 ani, dar transpirațiile mai abundente, fără lipsa unei febre sau a unui factor, a unei infecții care pot fi. De asemenea, unele infecții bacteriene sau virale care se întâlnește mai frecvent decât în alte perioade a vieții copilului. Febra, care poate fi fără un anumit factor declanșator, o subfebrilitate, copilul poate deveni mai agitat sau, cum am spus mai devreme, mai somnolent și astea cam ar fi per general simptomele. Și deja dacă se face analiza generală a sângelui, atunci putem observa anumite schimbări, adică o anemie, o leucopenie sau o leucocitoză, adică creșterea sau scăderea numărului leucocitelor, de asemenea trombocitopenia, scăderea numărului trombocitelor și limfocitoza sau apariția unor celule care sunt anormale. Dar la un control profilactic, dacă copilul nu are simptome sau cel puțin mama nu a observat aceste simptome, la un control profilactic poate fi detectată leucemie? Desigur, pentru că medicul când examinează copilul se observă dacă este o hepatosplenomegalie, adică mărirea ficatului sau spliniei, dimensiuni la palpare, apariția unor ganglioni limfatici care de asemenea sunt depistați la palpare sau apariția unor formațiuni care de asemenea pot fi la un control profilactic depistat. Și la controlul profilactic de asemenea analiza generală a sângelui care este informativă. Natalia, ce vârstă avea copilul dumneavoastră când ați aflat că suferă de leucemie și cât timp a durat lupta cu boala? Când ni s-a pus diagnoza, el mai avea încă 4 sau 5 zile și împlinea 11 ani. Simptomele care le avea el au fost acele care le-a enumerat doamna doctor. Avea o somnolență neobișnuită și noi, ca părinți, ne gândeam că are o lene, dacă nu vrea să facă ceva, că doarme prea mult, că... Dar când am văzut că durează cam 3-4 zile la rând, deci el doarme, dar nu se trezește revigorat, deci se trezește la fel de obosit cum și a mers la culcare, plus la toate, a avut și niște pete, i-au apărut niște pete foarte brusc și foarte multe, pe mâini și pe picioare. Toate aceste lucruri ne-au pus evident în gardă și ne-am dat noi seama că nu este o banală viroz. Și noi am chemat salvarea. Și salvarea ne-a dus la centrul mamei și a copilului. Simptomele acestea sunt caracteristice pentru mai multe boli. Respectiv, medicii mergeau pe formula excluderii. Deci excludem una, a doua, a treia. Ca până la urmă, diagnoza să fie pusă în urma unei puncții medulare care i s-a luat din stern. Și până la urmă această analiză de laborator a fost indicativ în cazul nostru și s-a pus diagnoza de leucemie. S-a confirmat diagnosticul. Tratamentul a durat foarte mult, deci noi ne-am internat
pentru tratament în luna martie, ca medicii să constate o vindecare în luna ianuarie a următorului an. Deci au fost 10 luni pline. Când ați înființat organizația obștească Viața fără leucemie și care a fost cauza? De ce ați hotărât să sprijiniți alți părinți în lupta cu această boală? Toată această perioadă de aflare în spital este grea și pentru copil, dar eu cred că este mult mai grea psihologic pentru părintele care îl îngrijește. Pentru că în spital copilul nu stă singur, deci în secțiile de pediatrie copiii sunt însoțiți de părinți. Respectiv, ei sunt martorii la toate procedurile, la toate tratamentele, la toate injecțiile, la tot ce este supus copilul în timpul tratamentului. Asociația Viață fără Leucemie ea a fost înființată mai înainte, deci este o asociație de părinți. Și așa se întâmplă că după o anumită perioadă, părintele care a trecut prin această boală, el cumva vrea să uite de tot ce a fost. Deci noi nu suntem aceiași persoane în asociații care au fost la început. Acum, la momentul de față, noi suntem un grup de părinți care am înțeles că prin asociația noastră noi putem să oferim un ajutor acelor părinți care acum, la moment, se confruntă, anume prin faptul că noi cunoaștem. Noi am trecut prin experiența de spital și noi suntem capabili să venim cu un sprijin pentru ei. Deci ei ne contactează, ei ne solicită ajutorul și în felul ăsta noi suntem fericiți că reușim să ajutăm, să oferim acest sprijin. Natalia, cu ce sfat veniți părinților care luptă alături de copiii săi cu această maladie cruntă? Sfatul meu este să aibă încredere în medici. Pentru că medicina în zilele noastre a evoluat foarte mult și succesele în tratament sunt destul de importante și noi toți vedem rezultatele acestor succese, chiar și rata de vindicare despre care vorbea doamna doctor la început. De asemenea, sfatul nostru este să fie informați, pentru că doar un părinte bine informat, el poate să-și susțină copilul și el poate lua decizii informate și decizii corecte. Înainte erau mult mai des cazurile când părinții renunțau la tratament, pentru că ei aveau preconcepția că această boală nu se vindică, copilul în spital doar se va chinui și atunci mergem acasă și ce-o dă Domnul, ce va fi. Eu mă bucur că în ultima perioadă deja se schimbă această mentalitate și unul din scopurile pe care le avem noi este să încurajăm părinții să meargă cu optimism în tratament, să aibă încredere în medici și în sistemul medical, pentru că doar aici este salvarea. Acasă, această boală acasă nu se vindecă. Prin asociația dumneavoastră, cred că aveți un aport mare în acest sens. Da, noi lucrăm cot la cot cu spitalul și cu medicii. De fapt, de multe ori chiar medicii ne indică că, uite, este o anumită familie, este un anumit părinte care ar trebui ajutat, ar trebui informat. Noi îl vedem derutat. Noi îl vedem că el nu știe încotro să o apuce și unde să o ia. Eu mă bucur că mulți părinți, cum vă spuneam, au încredere în ceea ce le spunem noi și mulțumesc și medicilor că ne permit. Mulțumim pentru că lucrăm în echipă, asta ne ușurează munca. Nu putem face nimic singuri, de sine stătător ca medici, avem nevoie de Asociația Viață fără Leucemie, de celor centru educațional care este profesorii care se ocupă copiii, de asistentă medicală, de infirmieră, de toți. Doar în echipă putem reuși. Și noi, la rândul nostru, vă mulțumim că v-ați făcut timp, că ați reușit să veniți la noi și să vă împărtășiți cu experiență și cu sfaturi sau cu încurajări pentru părinți. Noi dorim ca toți copiii să fie sănătoși. Suntem, Doamne!